A fost panică la înălțime. Un avion Taroma a aterizat de urgență aseară pe aeroportul din Budapesta după ce unul dintre motoare a luat foc. Aeronava care plecase de acolo spre București a decolat fără probleme, dar la scurt timp piloții au observat că un motor a fost cuprins de flăcări. Au făcut imediat cale întoarsă și au reușit să aducă avionul la sol în siguranță. Niciunul dintre cei 35 de pasageri n-a fost rănit, dar toți au rămas marcați de clipele de groază prin care au trecut. Stabilită, avionul a început să ruleze pe pistă. La bord, cei 35 de pasageri se pregăteau pentru o călătorie scurtă lipsită de incidente. Însă, imediat ce avionul s-a ridicat de la sol, s-a dezlănțuit iadul. Computerul de bord i-a alertat pe piloți că au o problemă. La o înălțime de 300 de metri, echipajul a observat variații bruște de putere însoțite de trepidații la motorul 2, cel din partea dreaptă. Și pasagerii și-au dat seama că ceva nu este în regulă. Motorul ardea. Spaimă, foarte multă lume speriată, lume panicată, foarte mult fum în cabină, motorul arzând în dreapta a fost palpitant. Am avut foarte mare noroc că de-abia ne ridicasem în aer și pilotul a făcut tot ce a putut să... sau tot ce a trebuit să facă astfel încât să aterizeze la timp și în cele mai bune condiții. Comandantul aeronavei a decuplat motorul cu probleme și le-a cerut controlorilor de trafic să elibereze o pistă și să mobilizeze ambulanțele și mașinile de pompieri. După câteva momente, a reușit să aducă avionul la sol. Între timp, flăcările s-au stins, dar motorul încă fumega. Din fericire, toți pasagerii au coborât în siguranță. 29 dintre ei au ajuns la Otopeni după miezul nopții cu o altă aeronavă. Ați văzut flăcări sau ceva? Nu, eu nu. Nu era pe partea mea. V-ați speriat? Puțin, da. Avionul avariat a rămas la Budapesta. O echipă de specialiști va pleca în următoarele zile în capitala Ungariei pentru a afla din ce cauză a izbucnit incendiul. Motorul era aproape nou, așa că o defecțiune tehnică este puțin probabilă. Mai probabil este ca o pasăre să fi fost aspirată în motor.